Odată, există o autoselecție. Cei care se cred mai deștepți, mai îndreptățiți decât ceilalți, consideră că ei ar trebui să ia deciziile. Deci eu nu cred că cineva se bagă în față și să ia inițiative doar pentru că nu le ia altcineva. Nu cred că cineva intră în politică gândindu-se, hai că eu sunt mai tont decât ceilalți, hai să mă bag și eu. Nu, fiecare, oricine care se lansează și care cere orice funcție, se crede îndreptățit, se crede mai îndreptățit decât alții, se crede suficient de competent încât să ocupe acea funcție. Mai mult de atât, dacă au și convingeri foarte, foarte puternice și cu cât subiectul, domeniul este mai important pentru ei, vor face mai mari eforturi pentru a-și transmite sau chiar impune ideile. Această atitudine de superioritate intelectuală, de aia ziceam că e o legătură cu celălalt eseu, intelectualii și socialismul, face ca un om care este convins de dreptatea sa, de adevărul său, să încerce, poate la început, să convingă. Dar e foarte greu să convingi. Și nu e așa, dacă ăia sunt mai proști decât el, e foarte greu să-i convingi. Și atunci, dacă nu-i poți convinge cu vorba bună, cu argumentul, cu empatia, cu sentimentul, rămâne utilizarea forței. Și cu cât ești mai convins de dreptatea ta, cu atât vei fi mai puțin reticent să utilizezi constrângerea.